Dar Iisus stătea înaintea guvernatorului și guvernatorul l-a întrebat zicând, ești tu regele iudeilor? Și Iisus i-a zis, da, sunt. Și când era acuzat de preoții cei mai de seamă și de bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci Pilat i-a zis, nu auzi câte lucruri mărturisesc împotriva ta? Și Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, încât guvernatorul se mira foarte tare. La fiecare sărbătoare a Paștelui, guvernatorul avea obicei să elibereze mulțimii un prizonier pe care îl doreau ei. Și pe atunci avea un prizonier vestit numit Baraba. Și pe când erau, deci, adunați la un loc, Pilat ne-a zis, pe care voi să vi eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din invidie îl dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Și pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, soția lui a primit să-i spună, să n-ai nimic de a face cu omul acela drept, căci azi am suferit mult în vis din cauza lui. Dar preoții cei mai de seamă și bătrânii au împlecat mulțimea să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Și guvernatorul a răspuns și le-a zis, pe care dintre cei doi voiți să-l eliberez? Și ei au zis, pe Baraba. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Ei au zis cu toții, să fie crucificat. Și guvernatorul a zis, dar ce l-a făcut? Dar ei strigau și mai tare, să fie crucificat. Când a văzut însă Pilat că n-ajungea la nimic, ci că se făcea mai mare tulburare, a luat apă și a spălat mâinile înaintea conținii zicând, eu sunt nevinovat de sângele acestui om drept, treaba voastră. Și tot poporul a răspuns și a zis, sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l biciuiască, l-a dat să fie crucificat. Atunci ostașii guvernatorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Amin. O să vă predic despre jertfa Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Și aș vrea să ne concentrăm pe acest subiect în versetul 37, în Matei 27 și versetul 37 spune că deasupra capului i-au scris vina sau acuzația. Care era această acuzație? Acesta este Iisus, regele iudeilor. Ce vină este asta? Ce acuzație asta? Ce a greșit el cu asta? Vina lui Iisus era scrisă deasupra capului și anume că el este regele iudeilor. Iisus a fost crucificat pentru că el a susținut că este Mesia, pentru că el a susținut că este regele care trebuia să vină, fiul lui David, regele pe care îl așteptau iudeii. Acest titlu, fiul lui David sau Mesia sau regele iudeilor, era un titlu și era un titlu onorabil și un personaj mult așteptat de iudei. Ei așteptau să vină regele acesta, ei așteptau să vină sămânța lui David. Era mult așteptat această sămânță care avea să elibereze națiunea și să instaureze împărăția lui Israel din nou. De aceea, ei au făcut o intrare așa de maestoasă, o numim noi intrarea triumfală în Ierusalim, dacă ne uităm în Matei 21, versetul 9, spune că mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau după el strigau Osana, fiul lui David, iată titlul, da? Personajul mult așteptat, regele iudeilor. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Ei l-au primit ca pe Mesia, Salvatorul. Dar doar câteva zile mai târziu, ei l-au răstignit ca pe Iisus, fiul tâmplarului din Nazaret, acuzându-l de blasfemie. Acuzându-l că el doar a pretins că este Mesia, Hristosul, regele care trebuia să vină, dar de fapt este un simplu om, este doar fiul tâmplarului din Nazaret. Și în Matei 26 vedem lucrul acesta de la versetul 62, marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea și marele preot a răspuns și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a zis, da, sunt.
Ba mai mult, vă spun că de acum acolo veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele zicând, a rostit blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată, ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Și ei au răspuns și au zis, este vrednic de moarte. În Evanghelia după Luca, la capitolul 23, primele trei versete, Evanghelia după Luca, la capitolul 23, de la versetul 1, toată mulțimea lor s-a ridicat și l-a dus la Pilat. Și au început să-l acuze, zicând, pe omul acesta l-am găsit răzvrătind națiunea, oprind-o să plătească taxe cezarului și zicând că el este Hristos, regele. Și Pilat l-a întrebat zicând, ești tu regele iudeilor? Și el a răspuns și a zis, da, sunt, după cum zici și tu. Deci iată care a fost vina lui Isus. Vina lui nu era că era Hristosul, regele iudeilor. Aceasta era o poziție binecuvântată și un personaj mult așteptat. Vina la care i-au găsit-o era că el doar zicea că este acesta. Și că de fapt nu este, de aceea vina lui a fost că este un blasfemiator. Doar zicea că este regele iudeilor. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 19, Evanghelia după Ioan, capitolul 19 și versetul 19, Pilat a scris o inscripție pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, regele iudeilor. De obicei, deasupra crucii se punea acuzația, vina pentru care respectivul a fost crucificat. Mulți dintre iudei au citit această inscripție pentru că locul unde fusese crucificat Iisus era aproape de cetate și era scris în evreiește, în grecește și în latinește. Atunci, preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie regele iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt regele iudeilor. Preoții cei mai de seama și-au dat seama că ei apar ca vinovați fiindcă au crucificat pe regele iudeilor, dacă așa scria deasupra lui, regele iudeilor, iată, l-au crucificat pe regele lor. Și i-au zis, nu! Vina nu este că el este regele iudeilor, vina este că el a zis că este regele iudeilor. Și de fapt, nu este. Deci, totuși, dacă este adevărat că Iisus din Nazaret este Hristosul, este Emanuel, cel născut din Fecioară, Dumnezeu cu noi, este Fiul lui Dumnezeu și dacă este adevărat că Iisus din Nazaret este regele iudeilor, atunci concluzia este că lumea l-a osândit pe Salvatorul și pe regele ei, pe Binefăcătorul Sfânt în veci. Lumea și-a osândit și-a răstignit Binefăcătorul ei. Aceasta este lumea în care noi trăim și din care am făcut și noi parte până când Iisus ne-a scos și ne-a izbăvit și cu care de multe ori ne unim atunci când nu facem voia Domnului și trăim după poftele și dorințele noastre păcătoase în firea cea veche, pământească. Aceasta este lumea în care trăim. Deci, acuzația pentru Iisus a fost că El este binefăcătorul lumii. Cum s-a pus pe cineva că este un binefăcător? Dar după toate acestea, asta este concluzia. Vina lui a fost că este prea bun. A venit să moară în locul nostru. A venit ca să fie binefăcătorul nostru. Și lumea a zis, crucifică-l. Dar pe cine să vă eliberezi? Pe Baraba. Pe acel răzvrătit. Pe acel care a fost acuzat pentru un omor și pentru revoluție, pentru răzvrătire. Acesta este eroul lumii, Baraba. Și acuzatul lumii este Iisus, care a venit ca să mântuiască lumea. Dar tocmai prin faptul că Iisus a răbdat până la capăt chiar și această nedreptate pe care i-a făcut-o omul, pe care El a venit să-L binecuvinteze și să-L mântuiască, și omul a strigat crucifică, l-a scuipat și l-a dat la moarte. Tocmai prin aceasta, că Iisus a răbdat până la capăt chiar și această nedreptate a omului,
El a putut să devină binefăcătorul și salvatorul întregii lumi. Slăviți să fie numele Lui. Ce a arătat Iisus pentru noi? Ca să poată deveni mijlocitorul unei mântuiri așa de mari pe care ne-a oferit-o Dumnezeu. Ca să poată să ne deschidă calea către cerul, să ne salveze din lumea aceasta condamnată la pieire. Ce a trebuit să îndure El? Ce a răbdat Iisus? Haideți să vedem câțiva pași progresivi. Nu o să fie doar 3 puncte, în seara aceasta o să fie vreo 6, dacă îmi amintesc eu bine. Hai să vedem ce a răbdat Iisus. Iisus a răbdat prigoana din partea dușmanilor Săi necredincioși. Dacă citim în Matei capitolul 2, versetul 13 și 14, chiar de la nașterea Sa, Iisus a fost prigonit și urmărit să fie omorât de dușmanii Săi necredincioși. Matei 2, 13 și 14. După ce au plecat magii, iată, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod va căuta copilul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Versetul 19 și 20. Dar după ce a murit Irod, iată, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, zicând: scoală-te, ia copilul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața copilului. Încă de la nașterea Sa în lumea aceasta, lume pe care El a venit ca să o salveze de la pieire, să fie binefăcătorul ei, Iisus încă de la naștere a fost atacat și prigonit. Chiar dacă era Dumnezeu, chiar dacă era creatorul acestei lumi, chiar dacă era creatorul chiar acelor oameni, chiar al lui Irod, care căuta să le elimine și îl vedea ca pe un rival la tronul său, El, Iisus, chiar dacă era creatorul, a pus deoparte de bunăvoie puterea Sa și drepturile Sale și a luat asupra Lui chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a înjosit. S-a înjosit. Chiar dacă Iisus ar fi putut să zdrobească pe Irod printr-un singur semn cu mâna, printr-un singur gest, l-ar fi spulberat pe Irod și toate armatele lui. Totuși Iisus a răbdat prigoana din partea lui Irod și a acceptat să fugă Iosif cu el în Egipt, să stea acolo, să trăiască străin din cauza regelui Irod. Iisus a răbdat prigoana din partea dușmanilor necredincioși. Al doilea lucru, al doilea punct, ce a răbdat Iisus? Iisus a răbdat disprețul din partea alor Săi, din partea celor apropiați, din partea casei Sale, din partea comunității în care a crescut. Dacă citim în Matei capitolul 13, de la versetul 54, Matei 13 cu versetul 54, când a venit Iisus în patria Sa, adică în Nazaret, locul în care El a copilărit și toți îl cunoșteau, când a venit Iisus în patria Sa, a început să învețe pe oameni în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau: de unde are El înțelepciunea și lucrările acestea pline de putere? Oare nu este El fiul Templarului? Nu se numește mama lui Maria? Și frații lui Iacov și Iose și Simon și Iuda? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea? Și găseau astfel o pricină de potignire, dar Iisus le-a zis: nicăieri nu este prețuit un profet mai puțin decât în patria și în casa lui. Cei din Nazaret, din patria Sa, din locul său în care a copilărit, nu s-a născut acolo, dar a copilărit acolo, îl disprețuiau și din invidie. Când citim aici că ei spun: de unde are El aceste învățături? De unde știe El aceste lucruri?
Ei nu se miră de cunoștințele și puterea lui, ei îl acuză. Cum poate să pretindă el că știe mai mult? Că el are cunoaștere? Nu știm noi cine e el? E fiul tâmplarului. Ei nu se miră de ce le spunea el. Din invidie, ei îl acuză. Pentru că nu credeau că el este Hristosul, cel care trebuia să vină, regele iudeilor. E greu să rabzi asta din partea alor tăi. E greu. Dar Iisus spune aici un adevăr. Niciunde nu este mai disprețuit un propovăditor al Cuvântului lui Dumnezeu, un profet, asta înseamnă, decât în casa sa, în patria sa. Ba mai mult, chiar și frații săi nu credeau că El este acela care trebuia să vină. Speranța lui Israel, cel pe care îl așteptau cele 12 triburi ale lui Israel. Și îl desprețuiau. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7 și versetul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 7 și versetul 5. Căci nici frații lui nu credeau în el. Frații lui, de fapt, îl ispiteau ca să-și arate, să-și demonstreze puterile, să facă lucrări mari și minuni, dacă el este acela. Doar pentru că ei nu credeau și îl ispiteau pe el să facă aceste lucrări înainte să-i fi poruncit tatăl, să iasă din vremea tatălui, doar ca să le facă lor hatârul acesta și să le satisfacă curiozitatea, fiindcă ei n-aveau credință. Crescuseră cu el în casă, văzuseră multe lucruri, se spune despre Maria, se spune despre Iosif, că au pus la inimă lucrurile acelea. Dar ei nu puseseră la inimă nimic din ceea ce văzuseră. Și tot aici, în capitolul 7, de la versetul 2, spune că sărbătoarea iudeilor, sărbătoarea zisă a porturilor era aproape și frații lui au zis: pleacă de aici, du-te în Iudeia. Ei erau în Galileea, în Nazaret, dar sărbătorile se țineau la Ierusalim. Acolo se întâlneau toți iudeii, la Ierusalim. În Iudeia. Și frații lui spun: hai, dacă ești tu cine zici că ești, du-te la Ierusalim, hai să vedem, te primesc ăia, fă niște lucrări puternice acolo. Că nici noi nu credem în tine, dar hai să vedem, demonstrează-ne. Asta îl ispiteau frații lui. Pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Căci nimeni nu face ceva în ascuns. Și caută ca el însuși să se facă cunoscut oamenilor. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Dar versetul 5 spune, ei spuneau asta pentru că nici ei nu credeau. Și îl împingeau, îl ispiteau. Ca să lucreze, să vadă ei cu ochii lor. Dar Iisus i-a răbdat. A răbdat această necredință lor, a răbdat acest dispreț al lor și a evitat această ispită a lor, s-a abținut ca să iasă din vremea stabilită de tatăl doar ca să le demonstreze lor. Ar fi putut să facă asta. Dar s-a abținut. Și versetul 6 îi spune, vremea mea n-a sosit încă. Vremea mea n-a sosit încă. Și a răbdat această ispită. Al treilea lucru, Iisus a răbdat împietrirea din partea păcătoșilor. Și încăpățânarea din partea ucenicilor săi. Împietrirea din partea păcătoșilor și încăpățânarea din partea ucenicilor săi. O câtă încăpățânare a răbdat Iisus. Hai să ne uităm în Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 2 și 3. Evrei 12, 2 și 3. Uitându-ne țintă la Iisus, autorul și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta tronului lui Dumnezeu. El este începutul și sfârșitul mântuirii noastre. Și pentru ca să ne mântuiască, a răbdat toate aceste lucruri, inclusiv împotrivirea păcătoșilor, rușinea pe care i-au făcut-o, batjocura pe care i-au făcut-o, inclusiv încăpățânarea ucenicilor săi. El a răbdat toate aceste lucruri. Uitați-vă, deci vine la Iisus, versetul 3, care a răbdat, a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine,
ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu mai pot. M-am săturat să-i rabd atâta. M-am săturat tot eu să las de la mine. Uitați-vă la Iisus. Să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nimeni n-a răbdat din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare ca și Iisus. El a venit să facă bine oamenilor, iar ei vroiau să profite de el. Ai vrut vreodată să faci bine cuiva și ei au vrut să te ia de prost? Ai vrut să-i ai întins un dege și ei au vrut să-ți ia toată mâna? Ai las că ăsta-i pocăit, ăsta trebuie să facă bine oricum. Ăsta putem să-l păcălim. Că așa trebuie să facă bine. Da? Hai să citim în Ioan capitolul 2, versetul 23 până la 25. Lumea a încercat să profite de Iisus. Pe când era el la Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, mulți au crezut în numele lui, văzând semnele pe care le făcea. Erau interesați doar de minunile lui. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. N-avea nevoie să îi se mărturisească despre om, căci el însuși știa ce este în om. Adică viclenie și fiecare își urmărea interesul lui. I-a lăsat și a plecat. El a venit să facă bine oamenilor și ei l-au gonit. Mai direct, mai politicos, i-au zis, haide, te rugăm, pleacă de la noi. N-avem nevoie de tine. Ne stricat afacerile. Învățăturile tale ne strică obiceiurile. Dacă citim în Evanghelia după Matei, capitolul 8 și versetul 34. Matei, capitolul 8 și versetul 34. Iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și când l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Să plece din ținutul lor. El a venit să facă bine oamenilor, iar ei căutau să-l omoare. Nu cunoșteau. Când el le-a spus, voi căutați să mă omoare? Ai demon, au zis ei. Cine caută să te omoare? Dar ei căutau să-l omoare. În Matei, capitolul 12, versetul 14, Matei 12 cu 14, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l poată omora. Voi ziceți că sunteți fiul lui Avram, dar Avram n-a făcut așa ceva, le spune Domnul Iisus. Voi căutați să mă omorâți. De ce? Pentru că v-am arătat că sunteți păcătoși. A răbdat din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare. A răbdat pe Petru, care față de el acolo s-a lepădat cu blestem și s-a jurat că nu-l cunoaște. Undeva printre acești păcătoși împotrivitori suntem și noi. Nu doar am fost, dar încă suntem. Domnul Iisus are răbdare cu noi. Și mai încearcă să ne mai învețe o lecție și anul viitor, și data viitoare, și predica următoare. Și noi nu băgăm nimic la cap, intră pe aici, iasă pe aici, ne uităm la lume, facem ce face lume. Și pastorul vine să ne strângă de gât, dar Iisus are răbdare cu noi. Și ne rabdă. Încă un an, și încă un an, și încă un an. Și în loc după 10 ani de la mântuire să fim 10 ani crescuți și în credință, poate suntem doar 2 ani crescuți în credință. Undeva printre acești păcătoși și împotrivitori suntem și noi. Numai după ce ai condus primul suflet la mântuire, vei ști ce înseamnă împotrivirea păcătoșilor. Numai după ce ai pregătit primul ucenic de la zero până când merge el acum în lucrare, vei ști ce înseamnă împotrivirea creștinilor. Încăpățânarea lor. Numai după ce ai fost persecutat fizic pentru credință și pentru împrăștierea mesajului lui Hristos, poți să înțelegi ceva din ce a răbdat Iisus aici. Înainte de asta nu poți să înțelegi ce înseamnă împotrivirea păcătoșilor. Al patrulea lucru pe care l-a răbdat Iisus, el a răbdat ispita. În Evrei, capitolul 12, versetul 4 spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge luptând împotriva păcatului.
El a luptat până la sânge. Acest verset face referire la situația din grădina Ghețimani. Iisus a fost ispitit acolo să ceară Tatălui, să-L înduplece pe Tatăl, să schimbe lucrurile cumva. Să nu vină Golgota, să nu vină crucea, să nu vină acele evenimente de a doua zi. Îi făcea o repulsie. Dorea, ca și atunci când elevii, știu eu pe cineva aici, se apropie de un examen sau de o audiție și au acel gol în stomac, de pot să facă și ulcer de la acele emoții. Și Iisus s-a rugat de trei ori Tatălui și a luat pe Petru, pe Ioan, pe Iacob, haideți să vegheați împreună cu mine. Tată, dacă este cu putință să treacă acest pahar de la mine. El s-a luptat acolo împotriva păcatului, împotriva ispitei, până când în rugăciune s-au transformat în sânge transpirația și căturile lui de sudoare. A stat toată noaptea aceea în rugăciune. Mai multe ore, mă rog. Spune, voi nu v-ați împotrivit încă împotriva păcatului până la sânge. Aveți o dorință, aveți o poftă, știți că nu e bine, știți că ați auzit o predică despre asta? Nu v-ați lovit peste gură, nu v-ați mușcat limba. Nu v-ați ținut mâna să vă legați, să nu faceți ce trebuie. Nu v-ați legat picioarele să nu vă duceți unde nu trebuie, sau ochii să nu vă uitați la ce nu trebuie. Nu v-ați luptat încă până la sânge. Dacă mâna ta te face să stai, să cazi în păcat, Domnul Iisus spune, tai-o. Este un alt aspect aici. Dar El s-a luptat până la sânge împotriva păcatului. Spune, voi nu v-ați luptat încă până la sânge împotriva păcatului. Și El era ispitit aici să facă ce era mai convenabil pentru El. Dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Însă totuși a zis El, nu voia mea, ci voia ta să fie făcută. Noi de multe ori rostim aceste cuvinte în rugăciunile noastre, dar nu înțelegem ce intensitate au avut pentru Iisus. Și de multe ori rostim aceste cuvinte, dar tot voia noastră o facem. Deși zicem Tatălui, nu voia mea, dar voia ta se facă, dar tot voia noastră o facem. Da. Cuvintele pentru noi sunt foarte ușoare, dar de multe ori faptele noastre nu urmează cuvintele noastre. Iisus, ca și om, aici a fost ispitit în Ghețimani și a fost ispitit ca și om în viața lui în toate privințele, ne spune Biblia. Pe toate căile, chiar Satan însuși l-a ispitit în deșert, după ce postise 40 de zile dus de Duhul în pustie și după ce era flămând. Și Iisus a răbdat toate ispitele. În Evrei, capitolul 4, s-a împotrivit păcatului în lupta aceasta chiar până la sânge. Evrei 4, cu versetul 15, spune că avem, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Al cincilea punct, Iisus a răbdat nedreptatea. Să ne întoarcem în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Iisus a răbdat nedreptatea. Ioan 18, cu versetul 23. Iisus a răspuns în curtea marelui preot, dacă am vorbit rău, adu mărturie despre rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? De ce mă pedepsești? Cine a putut să aducă mărturie împotriva lui Iisus că a vorbit rău sau că a făcut ceva rău? Nimeni. În versetul 29, tot aici în Ioan 18, versetul 29, Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis, ce acuzație aduceți împotriva acestui om? Care este vina lui? Versetul 30 până la versetul 32. Ei au răspuns și au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Cu alte cuvinte, n-am ce să-ți răspundem ce acuzații avem, dar avem, este, el merită să moară. Altfel, noi suntem niște oameni onorabili, nu l-am fi dat în mâinile tale. De fapt, asta spun ei. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi atunci, dacă este un făcător de rele, și judecați-vă după legea voastră. Și iudeii au zis, nu ne este permis să omorâm pe nimeni. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvintele pe care le spusese Iisus, arătând cu ce moarte avea să moară, că va fi dat în mâinile păcătoșilor și vor face cu el ce vor voi.
Nu este adevărat că în legea lui Israel nu li se permitea pedeapsa capitală, adică să omoare un rău făcător. Nu e adevărat. Pedeapsa aceasta era dată în legea lui Moise. Da? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, sânge, viață pentru viață. Când ei spun, în legea noastră nu ne este permis să omorâm pe nimeni, ei practic acceptă că nu era vinovat, nu era vrednic de moarte, n-aveau acuzație în legea lor, n-aveau acuzație pentru el. De aceea vreau să-l omoare prin mâna romanilor. Prin mâna lui Pilat. În capitolul 19 din Ioan, versetul 5, Iisus a ieșit deci afară, putând cu luna de spini și haina de purpură. Și Pilat le-a zis, iată omul, iată omul. S-au făcut multe ilustrații pe baza acestui verset, chiar și cântări. Încercați să vă imaginați această scenă. Iisus era Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, Salvatorul acestei lumi, Cel care trebuia să vină Regele iudeilor. El trebuia să fie o splendoare, să restaureze gloria omului înaintea lui Dumnezeu sau a lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și apare acest om amărât, jugărit, care îți întorceai fața de la el, cu o cunună de spin pe capul în baciocură, cu o haină de purpură, stacojie, care smulgea bucăți de carne din carnea lui, această priveliște dezolantă. Și Pilat zice, iată ce a ajuns omul. Iată omul. Acesta este omul vostru, regele vostru. Versetul 6, când l-au văzut preoții cei mai de seamă și servitorii, au strigat zicând, crucifică-l, crucifică-l. Pilat le-a zis, luați-l voi și crucificați-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Nu găsesc nicio vină în el. Dar versetul 7, iudeii au răspuns, noi avem o lege și potrivit legii noastre, el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. L-acuză din nou de acea blasfemie, dar nu îndrăznesc să-l omoare. Evreii nu aveau ezitare când cineva era vrednic de moarte în legea lor, imediat puneau mâna pe pietre. Vă amintiți despre femeia care au prins-o în adulter și erau deja cu pietrele în mâini și vreau să o omoare? N-aveau nicio ezitare pentru cineva care ar fi fost vinovat după legea lor. Dar nu îndrăznesc să-l omoare pe Iisus și cer lui Pilat să facă lucrul acesta. Iată omul. Dacă citim în cartea prorocului Isaia, capitolul 53, iată cum apare el în această imagine. Binefăcătorul, salvatorul lumii. Iată în ce hal l-au adus oamenii pe care el a venit să îi salveze, să îi binecuvinteze. Isaia, capitolul 53, versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Isaia profețește despre aceste scene pe care le-am citit în Ioan, când îl scoate Pilat și zice, iată omul cu coroană de spin pe cap, baciocorit, bătut și făcut de rușine. Iată omul. Noi nu l-am băgat în seamă, dar el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a răbdat nelegiuirea noastră a tuturor. El a răbdat nedreptatea. Nedreptatea tuturor oamenilor. El n-a fost găsit vinovat. Nici măcar dușmanii lui nu i-au găsit nicio vină. Dar el a răbdat acolo nedreptatea mea. Nedreptatea dumneavoastră. Nelegiuirile noastre ale tuturor. El le-a răbdat acolo pe pielea lui. Nu era vinovat, dar a răbdat consecințele vinei. A răbdat consecințele și pedepsele pentru vină. Pentru oameni, pentru noi, este foarte greu să răbdăm atunci când suntem nedreptățiți. Când știm că nu suntem vinovați, când știm că acuzatorul nostru nu are dreptate, să fim noi în pagubă, să răbdăm noi pedeapsa nevinovați, e foarte greu pentru noi oamenii.
E foarte greu pentru noi oamenii să întoarcem celălalt obraz când suntem loviți fără să fim vinovați. Să ne lăsăm călcați în picioare. E foarte greu. Și mai ales atunci când știm că n-am făcut nimic rău și mai ales atunci când avem puterea să ripostăm. Când avem puterea să ne scuturăm de jugul acela. Când avem puterea să lovim înapoi. Când avem puterea să scăpăm de acea pedeapsă. E foarte greu pentru noi să răbdăm nedreptatea. În Matei capitolul 27, unde am citit la început, de la versetul 41. Matei 27 cu 41. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum, dacă îl vrea. Căci a zis: eu sunt fiul lui Dumnezeu. În harii care erau crucificați împreună cu el, îl baciocoreau în același fel. El a fost nedreptățit. A fost provocat. Și putea să facă din nou doar un semn. I-a spus lui Petru: crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să trimite 12 legiuni de îngeri? Ei l-au baciocorit și l-au provocat. L-au ispitit exact cu aceste lucruri. Ăsta este Fiul lui Dumnezeu? Hai să ne arate, să se dea jos de pe cruce. Exact în aceste puncte l-au ispitit. Și el a răbdat. Știind că este Fiul lui Dumnezeu, știind că are puterea să se dea jos de pe cruce, știind că are puterea să nimicească pe toți, știind că ei nu au dreptate și că el nu avea nicio vină. Și ei știau asta, de fapt. Cu toate astea, el a răbdat și a rămas acolo, ca să poată să ne mântuiască. Și ultimul punct, el a răbdat respingerea din partea lui Dumnezeu. Matei 27 cu 46. Pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, zicând: Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acesta a fost punctul culminant al suferinței lui Iisus. El, care a făcut întotdeauna doar voia Tatălui, fără nici cea mai mică abatere de la voia Tatălui. El în care Tatăl își găsise toată plăcerea și Tatăl a declarat cu voce tare că acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc toată plăcerea, el era acum părăsit de Tatăl. Era abandonat. Deși fusese crucificat nevinovat, Dumnezeul cel drept își întorsese fața de la el și l-a lăsat acolo să sufere pe cruce nevinovat. Dacă citim în Cartea Psalmilor, în Psalmul 22, primele 5 versete, Psalmul 22 de la versetul 1. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce stai departe și nu mă ajuți? Și n-asculți plângerile mele? Asta a răbdat Iisus pe cruce. A răbdat cum Dumnezeu s-a depărtat de el. A strigat la Dumnezeu, dar Dumnezeu nu l-a auzit. Nu i-a răspuns. De ce nu mă ajuți, spune Iisus? De ce n-asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeul meu, dar nu mă auzi. Strig noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel Sfânt, Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și Tu îi eliberai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Ceilalți evrei strigau către Dumnezeu. Și deși nu erau așa drepți ca Iisus, Dumnezeu i-a ascultat. Dumnezeu i-a ascultat. Dar pe el nu l-a ascultat. Pe el l-a lăsat acolo țărată și a întors fața de la el. Asta a răbdat Iisus. Tatăl l-a lepădat, l-a abandonat acolo pe cruce. De ce? Care era vina lui? De ce era tratat de Dumnezeu mai rău decât ultimul păcătos din lumea aceasta? Niciunul dintre noi n-am strigat vreodată către Tatăl și El să nu ne bage în seamă. Sau către Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca un păcătos să strige către El. Dar Iisus a strigat acolo. Cu toată inima. Și Tatăl nu l-a băgat în seamă. L-a părăsit, l-a abandonat acolo. De ce? Capitolul 22 în Psalmi, următoarele versete, spune de ce.
El a spus, părinții noștri strigau și tu îi eliberai. Dar pe mine nu mai asculta. De ce? Spune, pentru că eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de rușinea oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine și deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să scape, fiindcă își găsește plăcerea în El. Iisus a fost defăcut de rușine în locul rușinii pe care trebuia să o îndure toți oamenii din lumea aceasta. Toate lucrurile pe care noi le-am făcut și de care ne este rușine de ele, și mulți oameni nici nu știu de gândurile noastre și de vorbele noastre și n-am vrea niciodată să știe, toată acea rușine a răbdat-o Iisus. El a fost făcut mai jos decât un om. Spune, sunt vierme, nu om, în situația aceea în care era. De asta nu l-a ascultat Tatăl, de asta l-a părăsit. Aceasta era situația în care se afla Iisus pe cruce. Iisus a fost făcut de rușine în fața oamenilor, dar cel mai greu de suportat pentru El a fost să fie abandonat de Tatăl. Nevinovat, dar părăsit de Dumnezeu. Nu i-au găsit nicio vină, însă Tatăl l-a părăsit. Părinții noștri, spune el, ca și evreu, strigau către tine și eliberai, dar eu strig și niciun răspuns. Și totuși n-a avut nicio vină. Nu a făcut nimic afară din voia Tatălui. Nu l-a supărat cu nimic pe Tatăl. Și iată ce a primit. Care era vina lui? Dacă citim în Galateni capitolul 3 și versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Galateni 3 cu 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, căci este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Hristos s-a făcut blestem pentru noi, în locul nostru. A luat blestemul care trebuia să cadă asupra noastră peste El. Dumnezeu trebuia să se lepede de noi, trebuia să ne părăsească pe noi, trebuia să nu ne răspundă nouă, trebuia să ne facă pe noi de rușine. Noi trebuia să fim ca niște pieri, nu oameni. Și toate acestea Iisus le-a luat asupra Lui în locul meu și în locul tău. Iisus a suportat de la Dumnezeu consecințele pentru toate păcatele fiecărui om care a trăit vreodată pe pământ. Toate păcatele din viața fiecărui om care a trăit în vreun an pe pământul acesta, consecințele acelor păcate le-a suportat Iisus. El nu doar că trebuia să-și dea viața într-un mod eroic pentru noi. De multe ori spunem, Hristos a venit, a trăit fără păcat și a murit pentru noi. El nu doar a murit ca un erou, nu doar a murit ca un martir, așa cum au murit mulți creștini și mulți ucenici. Nu, bine, a trăit, acum trebuie să moară, s-a dus la cruce ca să moară. Nu este doar atâta. Păcatul nostru l-a omorât. Atât de răi suntem. De asta avem nevoie de Iisus. Ca să rabde moartea de la noi și pentru noi. Noi suntem atât de răi încât producem moarte. Producem moarte pentru noi înșine și pentru aproapele nostru. Asta producem noi prin faptele și gândurile noastre. Moarte. Și era nevoie de un țap ispășitor care să rabde moartea răutății noastre asupra Lui. Păcatul nostru l-a omorât pe Iisus. El a venit să ne salveze, dar noi l-am pus pe cruce și l-am batjocorit. Acesta este Iisus, Salvatorul Lumii. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se gădu, nici Marii Preoți, nici Pilar, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Tatăl l-a părăsit pe Iisus din cauza mea, din cauza ta. Iisus a ajuns ca un vierme. Deci întorceai fața de la El și nimeni nu l-a băgat în seamă. Din cauza mea, păcatele mele erau asupra Lui și ale tale. Acesta este Iisus, Salvatorul Lumii. Vestea bună însă este că El n-a venit ca să ne scoată ochii. N-a venit ca să ne osândească cu ce a făcut El în locul nostru. N-a venit ca să pună în evidență greșelile și păcatele și slăbiciunile noastre ca să putem fi pedepsiți și mai mult. Uite cât de răi sunteți. Iată dovada. Ați ucis pe binefăcătorul vostru. L-ați omorât pe Salvatorul vostru. El n-a venit ca să ne osândească,
ci El a venit ca să ne izbăvească de păcat, slăvit să fie numele Lui. El a venit ca să ne izbăvească de păcat. Însă dacă nu te pocăiești și dacă nu recunoști această situație și dacă nu-ți regreți păcatul și a doua oară când va veni, El va veni ca judecător. Ușa Harului va fi închisă. Nu vei mai avea nicio șansă. El va veni a doua oară ca judecător și oricine nu l-a primit ca și mântuitor, îi va înfrunta mânia ca și judecător. De aceea, Dumnezeu ne trimite pe cei care am cunoscut iertarea de păcat să implorăm pe oameni, să lăsăm rușinea la o parte. Gândiți-vă câtă rușine a fost făcută lui Iisus și nouă ne-a rușine să ne ducem la ușa vecinilor noștri, nouă ne-a rușine că o să ne considere oamenii demodați și prietenii noștri și neamul să zică, băi, nebunii la cap, ți-au luat pocăinții ăștia ai minții, de acum umbli cu foi din astea pe aici? Nouă ne este rușine și lui Iisus nu i-a fost rușine. Nouă ne este rușine să mergem în partea noastră la consătenii noștri și să le dăm tractate biblice că o să râde lumea de noi? Lui Iisus nu i-a fost rușine să fie făcut de râs în Nazaret? Nouă ne-a fost încredințată această slujbă a împăcării. Și Iisus ne îndeamnă. Mergeți și spuneți oamenilor, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru asta a murit Iisus și iată ce a răbdat Iisus. Domnul să vă binecuvânteze.